Vă spuneam la începutul Observatorului că studenții anului întâi ai Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu au depus jurământul în Piața Mare, iar vineri este Ziua Armatei Române. Dezbatem pe larg aceste subiecte cu invitatul Observatorului, rectorul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, Ghiță Bârsan. Bine ați venit la Observator! Am onoarea să vă salut, atât pe dumneavoastră, cât și telespectatorii Observatorului Sibian. Așadar, studenții au depus jurământul. A fost un moment emoționant atât pentru ei, dar mai ales pentru familiile lor care au fost prezente în Piața Mare. Ce înseamnă mai exact acest jurământ pentru studenții Academiei? Sunt momente speciale în viața fiecărui militar. Mi-amintesc și eu cu plăcere, în urmă cu mulți ani am depus jurământul militar alături de cei dragi, alături de cei care m-au instruit, alături de școala care m-a format. Acest lucru s-a întâmplat și astăzi pentru cei 207 studenți ai Academiei Forțelor Terestre, un jurământ care este unic prin ceea ce reprezintă el pentru cei care l-au depus, pentru familiile lor care sprijină, dar și pentru instituția militară prin acest jurământ și noi ne-am luat o obligație pentru formarea unor ofițeri de comandă pentru Forțele Terestre. Așa cum spuneați, probabil pentru acei studenți e un moment deosebit. Poate mai puțin pentru cei care s-au uitat astăzi de pe margine la ceea ce s-a întâmplat în Piața Mare. Da, acești studenți au venit în urmă cu 6 săptămâni în Academia Forțelor Terestre după un examen de admitere dificil, spun eu, prin concurența creată. Au avut la dispoziție un modul de pregătire militară general în care s-au obișnuit cu tehnica militară, s-au obișnuit cu regulamentele militare. Au înțeles că, dincolo de o instruire și o educație în domeniul militar, vor avea de-a face cu o educație în spiritul unor valori pe care noi credem că le cultivăm în Academia Forțelor Terestre și vorbim despre patrie, onoare, datorie. De fapt, aceasta este și esența jurământului militar. Nu vom precupeți nimic pentru a ne apăra țara, chiar cu prețul vieții. Mai exact, ce a însemnat această pregătire în cele 6 săptămâni pentru studenți? Pentru cei 207 studenți ai Academiei Forțelor Terestre au însemnat 5 săptămâni de pregătire în DAIA, în tabără de instrucție a Academiei Forțelor Terestre, acolo unde încercăm să-i acomodăm cu mediul militar, încercăm să le spunem că viața militară, dincolo de acea frumusețe pe care o vedem în astfel de ceremoniale, presupune și sacrificiu, presupune și o pregătire intensă. Cele 5 săptămâni din DAIA nu au fost ușoare pentru acești studenți, pentru că nu erau obișnuiți cu mediul militar, dar alături de ei au fost instructori militari bine pregătiți, un grup mobil de instructori pus la dispoziție de statul major al Forțelor Terestre și, evident, experiența noastră alături de dorința lor de a reuși. Și ultima săptămână ne-am pregătit ca să arătăm celor dragi lor, să arătăm celor care ne conduc că această instituție este pe o direcție bună. A fost o perioadă, așa cum spuneți, nu tocmai ușoară. A fost vreun student care să renunțe? Este prima dată când, în ultimii 10 ani, când niciun student nu renunță. Nu am avut nici măcar o simplă cerere de abandon. Pentru că anul trecut am avut 3 studenți care au abandonat, acum 2 ani 5 studenți. În fiecare an au fost studenți care și-au dat seama că haina militară nu li se potrivește sau cariera militară nu este una potrivită pentru ei. Chiar dacă ei vin cu anumite gânduri, în cele 6 săptămâni încep încetul cu încetul să înțeleagă că, de fapt, sunt și renunțări pe care unii nu pot să treacă peste acestea. E cea mai grea perioadă? Da, este cea mai grea perioadă, cu siguranță. Restul perioadelor sunt perioade în care ei le acceptă cu plăcere, pentru că în fiecare modul învață altceva, sunt provocatoare, le pune experiența lor mică de militar este pusă la încercare, sunt construite competențe, abilități în domeniul militar și pot să afirm că le place. Spuneți că au depus jurământul 207 studenți, da, dintre care 43 sunt 43 fete. De fete. Mulți ar spune că nu e un domeniu pentru o fată și că nu e tocmai ușor. Dar an de an sunt multe fete care vin la academie, care se pregătesc pentru domeniul militar. Care ar fi explicația? Nu știu, poate faptul că atunci când termină un loc de muncă asigurat sau sunt și fete care încearcă și ceea ce e mai greu. Sunt fete care își doresc să reușească și într-un domeniu care, am spune noi că în trecut a fost al bărbaților. Dar să nu uităm că fetele sunt în același pluton cu băieții, fac același lucru cu băieții, deci demonstrează că pot.
numărul de locuri la fete este limitat. Fetele ocupă locuri acum în Ministerul Apărării Naționale, începând de la arme luptătoare, infanterie, artilerie, așa mai departe, dar și în domeniul logistic, la intendență, la finanțe. Practic, accesul la toate armele specialități militare este deschis pentru cei care își doresc, inclusiv pentru fete. Sunt și fete care se remarcă pe parcursul anilor de studiu, care poate, nu știu, sunt mai bune decât băieții? Da, putem da un exemplu cu fosta noastră studentă, Tudor Larisa, cea care anul trecut a absolvit la West Point, în procesul de selecție de la Academia Forțelor Terestre, desfășurat în urmă cu 5 ani, a bătut 103 băieți. Așa că ea a demonstrat că poate și poate fi prima, lucru care l-a demonstrat și în Statele Unite și astăzi face parte din armata română. Am avut-o și noi invitată la Observator și ne-a dezvăluit așa puțin din ceea ce s-a întâmplat la Academia din Statele Unite. Și ministrul Dușa, care a fost prezent astăzi la Sibiu, spunea că s-a întors dintr-o vizită din America și acolo o parte americană a apreciat armata română. Așa cum spunea și dumneavoastră, sunt studenții de aici, de la Sibiu, care studiază în America. E vorba de un parteneriat. Cum pot studenții să studieze în America? Există un acord între Ministerul Apărării Naționale și Departamentul de Apărare din Statele Unite. Anual, câte un student din academiile categoriilor de forță participă la un proces de selecție. Chiar ieri am anunțat pe studenții de anul întâi care astăzi au depus jurământul că începe procesul de selecție pentru West Point. Și anul acesta avem un loc în care vor intra în competiție doi candidați care vor parcurge toate testele specifice Academiei West Point din Statele Unite. E un proces dur de selecție? Nu. Nu este un proces dur. Sunt teste fizice pe care le parcurg, ei sunt obișnuiți cu aceste teste fizice, matematică, limba engleză, este un test pe care îl primește orice student din Statele Unite pentru a intra la West Point. Sunt doritori anul acesta? Da, sunt doritori, sunt foarte mulți, mai ales că emulația creată în jurul fostei absolvente de la West Point, Tudor Larisa, a creat emoții, a creat dorințe. Diferă în vreun fel pregătirea, nu știu, ceea ce se întâmplă aici la Sibiu și ceea ce se întâmplă la West Point, pregătirea studenților? În primăvară am reușit împreună cu câțiva colegi și comandanți de plutoane din Academia Forțelor Terestre să vizităm și noi West Point, să-l vedem acolo, la el acasă, cum am putea afirma. Pot să spun că există mari similitudini între Academia Forțelor Terestre și West Point Academy. Sunt similitudini totale în ceea ce privește planurile de învățământ. Aceiași trei piloni. Pilonul academic, pilonul de pregătire militară și pilonul de pregătire fizică. Diferențele apar în resurse. Resursele pe care le-au la dispoziție, pornind de la instructori, vă pot da un exemplu, la Catedra de Pregătire Fizică erau 48 de instructori care se ocupau de cei 4400 de cadeți. Dacă am avea aceste resurse la dispoziție, credem că am putea să ne batem cu ei. Mai aveți colaborări și cu alte universități din străinătate? Da, avem colaborări în special pe programul Erasmus și programul Erasmus Militar, care este o inițiativă de schimb a tinerilor ofițeri și a cadeților. Academia Forțelor Terestre trimite și în acest an, ca și în anul universitar trecut, studenți pentru a studia pentru un semestru în academii militare din Cehia, Slovacia, Polonia, Austria, Bulgaria. Facem și schimburi de cadre didactice. În plus, avem și universități civile cu care colaborăm, două universități, una din Portugalia și una din Franța. Primim, la rândul nostru, cadre didactice din aceste academii și ceea ce este important pentru mine, anul trecut am avut primul student străin care a studiat un semestru în Academia Forțelor Terestre. Anul acesta vom avea mai mulți și, dacă vreți să-i vedeți, ei sunt deosebiți, mai ales prin faptul că doresc să cunoască România, doresc să creeze punți de comunicare cu cei care le sunt parteneri, mai ales că armata română în teatrele de operații știe să-și îndeplinească misiunile. Și probabil este așa un schimb de experiență între studenții de aici și studenții din afară. Ceea ce se întâmplă în țara lor, ce se întâmplă în țara noastră, contează destul de mult, probabil și asta. Contează foarte mult. În fiecare an, în ultimii trei ani, am avut un schimb de studenți și cu cadeți americani care vin pentru două săptămâni la Sibiu într-un program de a ne înțelege dimensiunea culturală, nu neapărat de a învăța despre câmpul de luptă. Ei sunt absolvenți și ai noștri, studenții noștri, participă timp de două săptămâni efectiv alături de ei, dorm în aceleași cămine, participă la activități culturale, desfășoară activități de instruire, mai mult de învățarea limbii engleze cu alți
cu alte școli sau cu alți parteneri. Aș vrea să ne și explicați puțin, pe scurt, poate puțin știu ce înseamnă să studiezi la o academie militară. Cu siguranță diferă față de celelalte facultăți și aș vrea să ne povestiți puțin, să ne explicați puțin ce înseamnă programul de studiu în academie. Important este să dorești să studiezi într-o academie și dacă îți dorești și constați că ți se potrivește acest lucru, este foarte ușor. Trebuie să începi în a aplica la birourile de informare recrutare din țară, în a depune un dosar prin care soliciți să fii planificat pentru a parcurge o primă etapă a admiterii, care nu înseamnă altceva decât teste de natură psihologică, teste fizice, după care, după ce vei fi declarat admis, urmează etapa a doua în Academia Forțelor Terestre, unde este o admitere ca oricare alta, cu două probe, limba engleză și a doua probă matematică și psihologie, pentru că ei vor ajunge comandanți de plutoane și trebuie să cunoască subordonații pe care îi vor avea în pluton. Să-i înțeleagă pe fiecare. Da, să-i înțeleagă pe fiecare. Odată declarați admiși, programul nu diferă față de universitate civilă. Avem un program academic acreditat de către Academia Română de Asigurare a Calității în Învățământ Superior. Avem un modul de pregătire militară bine structurat. Modulele de pregătire militară se desfășoară în tabere de instruire și Academia are la dispoziție două tabere proprii, tabăra de instrucție din Daeș pentru instrucția de vară și tabăra de instrucție montană sau de iarnă din Crințu. Totodată vor participa la stagii de practică în unități operaționalizate și în centre de instruire ale armelor. Aceste module de pregătire militară se adaugă componentei de pregătire academică. Evident, pilonul celălalt, pregătirea fizică, care trebuie să ne mențină sănătoși, trebuie să ne mențină viguroși pentru a face față și provocărilor de această natură unui teatru de operații care este din ce în ce mai complex. Aș vrea să discutăm puțin și despre două declarații pe care le-a făcut astăzi ministrul apărării la Sibiu și spunea că luni vor fi inaugurate lucrările la Deveselu. Și v-aș întreba ce înseamnă, nu știu, pentru Armata Română, pentru România, implicarea în acest parteneriat româno-american. Evident, Academia Forțelor Terestre nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la Deveselu, dar ca militari arată că suntem de ministerul apărării. Da, arată că suntem parteneri credibili. Dincolo de aspectele de natură geopolitică, geostrategice pe care oamenii politici le-au luat în considerare atunci când au discutat despre amplasarea acestui scut antirachetă aici, pentru noi ca militari înseamnă că suntem parteneri adevărați. Și o altă declarație tot a ministrului apărării care spune astăzi, este nevoie de o reformă privind legislația în domeniul militar. Sunteți de acord? Și dacă da, de ce? Așa cum cunoașteți, Armata Română este într-o profundă a fost într-o profundă restructurare și acum într-o profundă transformare. Am ajuns la momentul în care anumite prevederi ale legilor care s-au adoptat în urmă cu ani nu mai sunt chiar de actualitate. Chiar 10 ani, spunea ministrul. Nu mai sunt de actualitate. Și a fost inițiativa Ministrului Apărării Naționale de a revizui întreg cadrul legislativ care vizează activitatea noastră ca militari. Și este foarte important atunci când intri în Academia Forțelor Terestre sau într-o instituție militară de învățământ să știi unde vei putea ajunge, să știi care este cariera ta, care este evoluția în carieră, să știi care sunt etapele care trebuie să le parcurgi pentru a ajunge chiar la gradul de general. Spunea domnul ministru astăzi că prin modificarea acestei legi va veni oarecum în sprijinul tinerilor, exact ce spunea și dumneavoastră, pentru a accede mai ușor în cariera militară. Rămâne de văzut cum va decurge și dacă într-adevăr se va modifica această legislație. Vineri este ziua Armatei Române și o să vă întreb cum se va desfășura la Sibiu, ce se va întâmpla aici. Am încercat să nu sărbătorim ziua Armatei Române numai în 25 octombrie. Și anul trecut am avut un program cu Armata în școli și anul acesta am fost în 21, 22 și 23 octombrie în 3 licee sibiene. Vom încerca la anul să ieșim dincolo de Sibiu, să mergem și în școlile generale sau în școlile din împrejurimea Sibiului. Vom avea depuneri de coroane, ca de obicei, la Cercul Militar pentru a ne cinsti înaintașii eroi. Este o expoziție organizată la Cercul Militar. Este o ședință solemnă a Consiliului de Garnizoană, în care vom lua decizii în ceea ce privește ziua de 1 decembrie, pentru că se apropie și vom sărbători împreună 95 de ani. Sunt multe activități pe care ni le propunem să le desfășurăm. Din fericire pentru sibieni și pentru mine, ca rector al Academiei Forțelor Terestre, avem studenți care ne ajută, avem studenți care se implică în astfel de activități. Vă pot spune că acum, în drum spre
Munții Făgăraș, avem o expediție organizată de studenți și cadre militare pentru ca mâine să pună steagul României pe cel mai înalt vârf. O experiență frumoasă. Mai trebuie spus că activitățile de vineri se vor desfășura la cercul militar și pentru cei care trebuie să ajungă în zonă, să le reamintim faptul că circulația rutieră va fi întreruptă și deviată în intervalul orar 9:45-10:40, iar cei care vor să vadă ceea ce se întâmplă de Ziua Armatei Române să vină la cercul militar începând cu ora 10. Vă mulțumesc mult pentru prezența în observator. Și eu vă mulțumesc, îi aștept cu drag pe toți sibienii la Ziua Armatei Române.